Monica Blochina a gătit pentru Andrei Ștefănescu în bucătăria ei gochetă tapetată cu oglinzi. Borșul rece este felul de mâncare preferat al Vicăi, iar vedeta l-a gătit după o rețetă originală. Ce a ieșit, dar și dacă Andrei a scăpat teafăr din bucătăria Vicăi, vedem chiar acum. Am venit la Vica, o să-mi pregătească o rețetă de la mama ei de acasă, lituaniană. Dar mie mi-e frică, poate pune ceva mâncare, eu știu, cu Asia, cu asta, tot felul de probleme, poate mă otrăvește. Și am adus un cadou. Ba cadoul la înaintare, mâncăm bine. Prins-o? Hai. Mamă, ce... Sărut mâna. Da, mulțumesc. Așa, așa primire să scap ăsta, frigid, cuptorul. Sărut mâna, te eu pop. Ți-am adus un cadou, nu-l lua. Poți să-l ții? Da, da, mulțumesc. Băi, ce mai stai? Și tu? Vreau să... Ok, mulțumesc, gata. Nu știu. Eu mai stau, poate mă mai primești. Nu? Fiți drăguță, Andrei, Andrei, nu faci tu o emisiune cu Drive Test, că data viitoare poate mi-a duci mașina acasă. Da, da, da. Și dar nu urc pe scări, te așteaptă jos. Poți să intru? Bine, bine. Mă bucur că te-am că m-ai primit și că te-am găsit așa, ce să zic, mă bucur că te-am găsit frumoasă așa. În bucătăria mea imensă. Vă invit, adică tu în bucătăria ai... Cristale, da. Cristale. Da, să se ștergă. Lasă-mi le mai șterge, lasă-le așa că... Shine bright like a diamond. Mamă, ce bun. Nu, frumos, drăguț, nu? Mamă, și oglinzi. Wow! Păi, fii atent, știi unde am văzut faza asta cu oglinzile? Mi-a plăcut foarte mult. Știi că când am făcut renovare, am la Jennifer Lopez, la bucătărie. Așa ți le-ai făcut tu, practic. Ai dat să ți le facă sau ai găsit piesele așa, nu? Ai dat tu să le facă, nu? Da, da, da. Nu mai întreba cât m-a costat. Se vede tare, doar că trebuie să ai un pic grijă să nu se spargă, să nu le lovești. Nu, 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 sunt securizate. Sunt securizate? Da, da, da. Foarte tare. Ce să zic, ai o bucătărie foarte frumoasă. Cum îi zice la ce ne apucăm noi să mâncăm? Ce o să mâncăm? Asta e o rețetă pe care o să facem, este fix lituaniană. Da? Mănâncă numai Lituania. De la mama ei de acolo? Mamă, de la mama ei, exact. Și la un moment dat o să pare ciudat că o să fie o supă, ciorbă, dacă vrei, din... E o ciorbă, nu? Mamă, și mie îmi plac ciorbele la nebunie. Da, dar e făcută din, din lapte bătut. Da, bun, din bun. Noi facem, știi? Bun. Cu svecla. Bun, roșie. Svecla roșie, da. Cu ceapă verde. Bun, mamă. Castraveți. Castravete. Mamă, foarte fresh. Marat. Iaurt cu castravete fresh. Mișto? Și să pune niște ouă. Și mărar, ouă. Auziți? Nu vrei să ne apucăm? Lăsați-o acolo de filmare. Că nu curg. Ce facem? Zim, Vica. Deci trebuie să curățăm acum ceapa, să curățăm castraveții. Da. O să punem la fiert. Castraveții curăți de coajă? Eu să zic că nu curăț de coajă. E mai bine eu să lași coaja, nu? Da. Dacă îi spălăm bine. Așa. Și trebuie să-l curățăm câțiva cartofi. Da. Pe care punem la fiert. Și acum aștept să se fiarbă sfecla. Gătești des, Vica? Ia am o curiozitate, pentru că tu ești o fată îngrijită, o fată foarte frumoasă, o fată care are grijă de copilul ei, care are grijă de cariera ei, care are grijă de corpul ei, de părul ei. Ai timp de gătit vreodată, sincer? Gătești? Deci mi se pare foarte ciudat. E ciudat când bărbatii întreabă de tratamente corporale, de gătit, de asta. Nu e ciudat, noi trebuie să ne informăm. Okay. Dar un bărbat când întreabă, mi se pare cumva, știu. Nu, te-am întrebat dacă gătești. De asta se vede clar că te îngrijești, nu te întreb că e clar. Dar vorbeam de gătit. Gătesc. Gătești? Gătesc, da. Nu exagerez, să nu și nu ți închipui că da, exagerez. Nu stai toată ziua în bucătărie. Nu. Dar gătești. Dar gătesc, da. Asta e femeie bună la toate, mă. Da. Și frumoasă, și elegantă, și aia, și aia, și mai și gătește. Da, 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 mai și gătesc. Cum păi au unii noroc că, da, în viața asta. Aie, păși. Punem. Bun, ăla pentru ce? Aici o să fierbem niște ouă. Cu ouă. Bun, e bine, începem cu ouă fierte. De țară. O. De țară? Da. De unde ai tu, de țară? Din ce țară? Din Lituania? De unde? Are cineva. Are Idan al meu. Idan al meu. Da. Printr-un alți părinți are o fermă. Prin alți părinți, am înțeles ideea, am prins-o cu toții. Deci, fierbem ouăle, stai un pic, le folosim fierte la ciorbă? Da, nu se pună, o să vezi. Da. Ce tare, foarte tare. Noi ciorbă nu fierbem.
are toți nutrienți. A, lăsată practic cu, e, cu da, crudă, e făcută din iaurtul ăla cu apă, exact, nu? Noi, cu ciorba asta noi folosim, de obicei facem în Lituania primăvara. Ok. Bun. Hai să le, alea hai să, să facem fierb acolo între valori. Spală tot atunci spală asta, ceapa. Ha. Le spăl frumos, le spăl pe păr, le degresez, le dau cu s-o degresa ceapa? Nu. Ceap. Se degresează le, cu le dau cu ăsta cu soluție de, uite, de dezinfectat. Ai soluție de dezinfectat? Normal, tu nu vezi ca la mine acasă e ca la farmacie, lună, ce crezi? Lună, lună. Dar cine, cine o să spele vase, vreau să știu, că eu n-am mai în femeie, a plecat astăzi. A plecat? Da, asta cu, uite, ai tot felul de produse de care ai tu ai nevoie, dar trebuie să spele astăzi tu vase. Le spăl eu. Asta nu le pun aici, nu? Le lăsăm deocamdată. Spăl și castraveții? Spală și castraveții. Ai zis că folosim cu coajă, nu? Da. Ceea ce e foarte bine. E că... foarte, e, oricum e foarte bine pentru că e foarte ușor de făcut această ciorbă. Da, e la... Deci de obicei face mama mea. Eu sper să-mi iasă bine. Mama. Prietenii mei iubesc. Da? Când vine mama, mai întreabă, toți mai întreabă dacă face ce... Da, îi zice într-un fel ciorbă este? Șaltibăr și, adică borș rece, să spune. Borș rece. Da. Și ce folosești ca acritură? Pentru că borșul păi să-l acrim cu ceva. A, cu, cu ăla, nu? Cu laptele bătut sau iaurtul, laptele bătut, da. Șaltibăr și... Șaltibăr și. Șaltibăr și. Șaltă se înseamnă rece, bărșii borșul. Șaltibăr și. Da. Tu te tai ca ăștia, ca șefii. Nu mai ia taie cu coada cu cuțitului. Eu toată viața mea am tăiat așa, știi? Și când am văzut la șef la cuțit, ăștia taie așa cu cotorul. Nu știu cum o reușit, fratele meu. Că știam că trebuie să filmez, am învățat. Ai învățat, ai luat de la aia. Zi, mă, cum tăiați, bă? Uite-mă asta, tăiat ăsta cu cotorul. Eu cred că îmi tai degetele în secunda următoare. Hai că știe, aia se preface ea că nu gătește. Eu nu gătesc, domnule, eu nu știu și uite-te ce. Nu-mi dă bine la televizor, înțelegi? Da, nu fac nimic, eu am o armată de oameni. Eu am un PR care se ocupă, am bucătăreasă. Deci asta cu PR-ul mă nebunește. Cu PR-ul e jale. Deci pe dacă n-ai PR, nu existi. Domnule, nu existi. N-ai PR, ești degeaba. Ce să mai, ești dealus. Hai, eu chiar nu înțeleg lucrul ăsta. Niciodată nu pot să înțeleg. Și de ce nu înțelegi? Pentru că ție îți merge și fără PR. Hai, chiar bine. Hai să punem asta. Da, îl punem acolo. Hai să nu înceapă. Să nu se... Da. Vezi cum sunt doi în bucătărie, parcă ne... Da, uite, așa, ne... parcă ne încurcăm. Dar fii atent, eu te ajut ca să nu ridici cumva, să faci... O pun aici în cratiță? Da, pune în cratiță. Hați. Hați. Fii atent acum, uite-o pasta, o știi, ai pasta? Hap. Opa. Și vine aici frumos. Hați. Și nu pierdem nimic, că noi nu suntem fraieri să facem risipă. Luăm frumos, dăm de aici, pac, pac, l-am curățat, l-am luat, l-am meșterit. Da. Punem frumos aici. Pune apă aici, să punem, să fierbe niște cărbune. Vine băiatul, apă rece? Da. Apă rece de izbor. Aici fierbem cartofi? Deci dacă știam că vii așa, ziceam să mă duci niște cuțite din astea bune de... Mamă, e 5 milioane un cuțit bun. Vrei să-l curăț doi cartofi? Vreau să curăț cartofii, da, pentru sau că... Sau vrei să tai ceapă? Nu, vreau ce? Să... Ce vrei tu? Tu ce vrei să faci? Ce ți-e mai ușor? Eu, ca să nu te murdărești pe mâini, curăț eu cartofi. Hai, da? Doi cartofi. Doi cartofi. Da? Mai mari sau mai mici? Uite, stai aici și eu... Două rândunici? Alea mari sau alea mici? Hai, așa cum nu contează. Nu contează, nu? Ok. Da. Spune-mi o chestie, te-a învățat mama ta să faci asta sau ai furat totul de la cineva rețeta? Dar cum eu nu înțeleg asta cu furatul, nu înțeleg. Adică uite, fii atent cum se întâmplă cu furatul. Cum se spune în românește cu furatul? Uite cum se întâmplă. Deci fii atent. Uite, tu de exemplu, ai o prietenă. Da. Sau ai o bunică, sau și te duci la bunica ta în vizită. Și te duci la bunica ta și vezi că face ciorbă. Și tu stai cu ea de vorbă, ce ai mai făcut bunico, ce a mai fost pe aici. Uite, mama a murit cu tare, a trăit cu tare, s-a îmbogățit ăsta, uite ăsta s-a căsătorit cu tare. Tu în timpul ăsta te uiți cum face ciorbă. Îți rămâne în cap, ajunge acasă, am văzut-o pe bunica cum făcea, asta înseamnă să furi. Dar nu-i prea ușor să o sun, să o să întreb? Eu știu că cu furatul este... Știi că e cea mai bună. Auză, eu știu că cu furatul când dai în cărți și ghicitoarele... Sau mireasă. Nu, sau... Eu știu că ghicitoarele fură când ghicește cineva. Da, te zăpăcezi, nu te fură. N-am auzit, adică mi se pare foarte ciudat. Da, cum se zice că furi meserie? Da. Te uiți la ălaltul, îl vezi cum face și când te duci acasă, ca să nu ai chestia aia, zi, uite mă, m-a întrebat asta, nu știe. Vezi, doamne, ea e neștiutoare, da. Ca să nu-i zic altfel, știi? Și tu, ca să nu te faci de râs, că vezi, doamne, nu știi, te uiți, îți notezi în minte așa, că nu poți să notezi pe hârtie că te faci de râs. Da. Și când ajungi acasă, ce stai, mă, că a făcut bunica mea o ciorbă foarte bună, ia să fac și eu. Asta înseamnă să furi meserie. Dar tu știi care primul cuvânt am învățat eu când am venit în România? O jurătură, ce puteai să vezi? Nu, astea erau doilea. Astea erau doilea. Dar primul a fost țap-țărap. Țap-țap furăciune. Ai văzut? Păi... Da, țap-țărap, primul a fost țap-țărap. La noi asta este, așa te întâmpin omul. Pâine, sare și ori în jurătură, ori în țap-țărap. Auzi, Andrei? Te rog. Singurul lucru care eu urez, da? Să spăl vase.
Acum eu mă eu prefac. Eu acum mă prefac că totul e curat. Da, deci nu-ți face, da, face să spăl vase? Nu. Eu după ce fac un nou în casă, da. Ai înțeles? Zici că au dat cu bomba atomică. Ai pus? Mă crezi? De da. Ce? Adică? Nu știu de ce. Nu, niciodată nu știu să sări după mine cum trebuie. Da? Da. Mie îmi place să spăl vase. Și de ce? Îmi place să folosesc foarte multe farfurii, chestii, ca totul să fie mult și curat. Da. Curate. Da, să, în urmă nu te mai uiți. Am înțeles ideea. Da. Deci zici că au dat cu bomba atomică după am mine. Am înțeles. Deci mama mea tot timpul mi-a spus, Doamne ferește, tu și bunica ta. Cum ar fi trecut? Mama ei. Cum ar fi trecut Catrina pe la tine prin bucătărie? Știi ciclonul la Catrina de-a fost pe la ea pe Angola? E, prin America? E, cam așa e la tine bucătărie. Am înțeles. Nu e rău. Nu e rău, dar e bine că ai pe cineva care vine în urma ta. Și zice, stați așa. Nu? Păi, asta e cel mai bine. Mi-aș dori și eu să am pe cineva să vină în urma mea. Dar ce să vezi, n-am. Păi tu pentru ce ai nevoie? Păi să mai speri și mie cu o farfurie, o tacâmă, o ceva. Tu vorbești că ești un burlac foarte ciudat. Ce s-a întâmplat, Andrei? Știm ce noi, nu știm ceva? Vrei nu, să-mi da, spui ceva? Vrei să mărturisești? Da. Nu vreau să... nu vreau să spun că... eu o protejez pe Antonia, înțelegi? Să nu facă munci, adică să aibă grijă de copil, dar să nu se spele vase. Ai prins-o? Adică nici nu mai mâncați acasă atunci, nu? Nu mâncăm nicăieri, nu mai mâncăm deloc, nu mâncăm deloc. Hai! O, noi o dăm pe chestia asta, că vezi, Doamne, numai când, ca să nu spălăm, să nu putea de unde, nu avem, ca să nu cheltuim, da. Știi? Auzi, vezi dacă, știi ce, vezi dacă s-a răcit o sreclă? Nu! Nu? Nu, târziu. Trebuie să ne dăm puțin. Auzi? Trebuie să dăm prin rasătoare. Trebuie să-i tai muștucul? Da, și trebuie, nu? Prin rasătoare, da. Uite să-mi zici tu. Auzi, te-ai bucat și tu să faci sport, chestii, da, ceva? Da, da. Fac ai timp? Aruncatul cu privirea. Bine. Arunc cu privirea ce n-ai văzut. Tu nici măcar nici atât nu faci. N-am făcut, nu? Nu. Se vede. Început să vadă. Ai văzut că a început să vadă? Nu, aruncatul cu privirea nu faci. Sport. Nici aruncatul cu privirea. Sport ești ok. Ai fost cel mai cu minte oricum. Mulțumesc. Adică ai fost în Asia. Am fost, da, în Asia. Am fost bombă. Da. Vrei, era prea concentrat pe premiu. Yeah, ce să crezi? Ce vreau să fac? Aia era furăciunea, frate. Nu. Furăciune, mă, adevărat. S-a fur ciorbă la bunica. Nu s-a fur meserie. Aia e șmecheria, s-a fur premiu. Exact. Ți-e dor de Asia? Deci singurul lucru care mi-a plăcut în Asia e bătaia cu Raluca, înțelegi? Dacă ai fi să repet ceva de asta cu Raluca, pa, cu piciorul. Ți-a plăcut la sport acolo? Ți-a plăcut, nu, ăla? S-a făcut, am văzut mă cavaș bravo. Parcă eram în sport sângeros. Van Damme lipsea să sară dintr-un tufiș de acolo. Păi era mai fiind ca mine, crede-mă. Cred că dădea mai ușor. Ce să crezi? Oricum nu se clătina nimeni cu s-a clătinat după piciorul tău, ești nebună? În copilărie erai un copil cu vite sau ai zmătrășit pe toți, ai omor cu bătaia? Dar sincer acum, fii sinceră cu noi. Pe cuvântul meu de onoare am fost cel mai cu minte copil. Cel mai cu dacă intrai în curtea școlii, cum făceau băieții? Fugi că a venit Vica. Nu, eram foarte, foarte slabă. Eram cea mai mică. Eu până 16 eram slabă, mică. Și ridicai piciorul până sus la etajul da. 2. Da. Și da. Vorbea și eram așa, eu eram destul, foarte prostuță, să știi, nu știu, eu și stau și eu să... Adică timidă? Păi eram prostuță rău, deci stau să... Și mă mir acum cum de atâta prostuță, așa fată deșteaptă și frumoasă a crescut, înțelegi? Progres, așa, mama, progres! Da, nu știu ce s-a întâmplat, zici că e altceva, cineva a venit în bătul meu. Te-ai dat peste noapte, vezi? Da. Viața te-a învățat să fii puternic. Nu, eram foarte, foarte slabă și eram așa, insipidă, incoloră. Da? Nu. Mm-hmm. Da, nu, nu băteai, te băteai cu fete, cu băieți, cu nimeni, nu? Păi eram atâta, eram cea mai mică din clasă, ultima să te-am luat și că la și te-ai gândit ce ai mâncat de atunci? Te-ai crescut așa dintr-o dată? De ței? Păi după aia am exagerat foarte tare, înțelegi? Și am pus să le scad la loc. Știi? Că asta e cu echilibru, înțelegi, în viața. Păi ce ai zis? Mai oprește-te, mamă, că te duci prea sus. Nu că nu să mă duceam în sus, să duceam în parți, mai de la am parți. Vica, pentru că eu te-am ascultat, eu m-am apucat de spălat vas. Uite, da, eu uit așa. Mașina de spălat, uite, poate nu mă crede lumea, zice că sunt nebună, uite, am mașina de spălat. E, uite, eu spăl la mână, așa că mi-e frică de ea. Nu, n-am spălat niciodată. N-am folosit niciodată, stai. Nici n-ai folosit, nu? Cel mai bine, la mână că e sigur. Da, deci, da. S-a luat, s-a spălat frumos ca să nu avem reclamații, știi? Auzi, că ai spus, dar tu nu ai pus cartofii pe foc sau ba cum da, crezi că să faci singur? Pus în oală. Păi și nu ai dat drumul la foc? Știi ce vreau? Eu am avut impresia că eu să se fac așa, dacă stau în apă. Aha. Și se concentrează un pic și să asta să... Așa, totul s-a făcut la tine în viață, singur de la sine, așa? Așa nu chiar totul, nu chiar totul, a mai trebuit să mai fac și eu câte ceva. Bun, ce fac cu asta? Am spălat-o, o pun undeva? Acolo. Acolo. Uh-huh. Corect? Mi se pare normal.
se pune frumos aici, uite, are și mojar, are tot ce trebuie. Am terminat cu sfecla. Pune direct în castron aici. O pun acolo, da? Da. Mamă, dacă mă arată. Eu știu... Se anunță ceva senzație. Tu să știi, eu știu că ție nu-ți place, înțelegi? Și tu ești doar drăguț. Dar și să știi că nu mă interesează. Și dacă mănânc de rup, ce faci? Și dacă nu te prefaci la televizor că e bună, o te sparg. Îți dai seama că înțelegi? La televizor. Dai seama că să zic, mamă, senzație. Băi. După aia văd eu acasă ce iau, ce asta sun, să mă fac bine, da. Te tot să-mi zici ce să iau. Te vezi la felul ăsta meu de mâncare, să iau următoarea pastilă. Să știi că niciodată într-o casă nu ai suficiente sertare. Da, ăsta-s de acord cu tine, tot timpul apare câte ceva, da. Și știi că la noi, la români, știi cum e. E un sertar în care ai pungi. Știi sertarul ăla cu pungi? La voi, la ei, noi românii, dar noi românii, dacă n-avem o pungă, uite așa mare, plină cu alte 140.000 de pungi, noi nu suntem liniștiți. Nu, da. Dacă scoți ceva din pungă, ce să arunci punga? Ce ești fraier? O bagi în sertarul ăla cu pungi. Eu... Și întotdeauna sertarul cel mai mare, cel mai încăpător e prin cu pungi. Aia e problema noastră. Dar tu știi, eu mă gândesc acum, de ce eu din Lituania, din starea civilizată, am venit în România unde care strângem pungi. Aveți care facem colecție de pungi. Da. Dar tu îți dai seama. Tu nu să-mi spun și chiar, serios. Nu, dar tu îți dai seama că acum, dacă zic, uite, dăm și mie o pungă să-mi pun și eu mătreața. Tu ce îmi faci? Ce faci? Te dau cu ulei de cocos. Mă dai cu ulei, ce dai, mă, un tratament mai bine de mătreață. Pentru mătreață. Da. Ce mai facem acum? Nu mai facem nimic, că ne uităm, nu mai vorbim. Mai avem puțin și terminăm, să știi. Tu știi când au început să fiarbă, nu știi, nu? 20 minute trebuie să fiarbă, să fie... Cât? Păi, dar arunci cu ele, spargi clădirea de vis-a-vis. Două genete să fac bombă, beton. Nu ai dinții sănătoși? Am. Auzi, vreau să... Ăsta ce este? Este ea... Sana. Asta nu arăți la camera. Nu. Nu. Dar... Păi Sana nu e filmă. Sana înseamnă... Da. Mensana incorpore sano. Știi? Dar să știi că asta este foarte sănătoasă, da. Pentru că are bacterii sănătoase. Da, pentru stomac ajută, da. La digestie. Da, și pentru flora intestinală. Da. Uite, poți să pui și castravete acolo. Vine băiatul. De ce vrei să bei din sticlă? Vreau să gust, nu din sticlă, vreau să-mi pun într-un pahar. De unde? M-a prins exact când vreau să iau din sticlă. Văd, n-am văzut, bă, ce ochi are, bă. Dacă întârzia, două secunde, dacă întârzia era deja la mine. În guriță, da, nu mai e. Auzi, tu știi ce avem noi comun cu românii lituanieni? Nu. Să fie mereu frigiderul plin. Bravo, vă iubesc dacă sunteți așa, vă iubesc. Deci tot mereu, nu contează, arunci mâncarea, nu arunci. Bravo, bravo. Aia și că, nu știu. Să aibă, bă, să fie. Să fie. Lasă-mă să fie. Când mă duc, bravo, la supermarket, zici că sunt nebună. Trăiască poporul lituanian. Da. No, uite, eu ador sare de Himalaya. Uh-huh. Să știi, eu cred că sunt prima care am adus sare de Himalaya în România. Nu cred. Care a început să vorbesc despre sare de Himalaya. De unde? Din Himalaya? Am citit foarte mult. Deci știi că e sănătos să te speli pe dinți cu, da, ea. Cu sare? Poate. Și nu zgârie dintele? Nu zgârie smalțul, nu. Este primul, singurul lucru care curăță bacteriile bucale. Sare. Deci s-a făcut un test. Și sarea foarte fină, bănuiesc, nu? Aia fină. Sare foarte, uh-huh, foarte fină. Ajunge zi. Da? Și mai punem noi. Mai sare punem noi din copii. Lasă-mă să fie. Fac scrap cu sare, fac scrap pentru scalp. Nu, serios. Serios vorbesc. Asta e foarte bună. Mm-hmm. Eu fac cu tărâțe. De ce stemic? Eu mă dau pe față, pe post de scrap, tărâțe. Da? Da. Uneori când veneam de la Te Cunosc de Undeva, când veneam, aveam o perioadă, uh-huh, în care eram machiat foarte multe ore pe zi, da, și foarte des zilnic, uh-huh, simțeam fața că mi se încarcă, simțeam fața grasă. Uh-huh. Și atunci acasă luam tărâțe, ele uscate, tu pe mână ud un pic, bagi mâna la ei și te pești pe față cu ele. Sunt foarte bune și foarte exfoliante și în același moment și hidratează și hrănesc. De ce te-ai învățat asta? Mama. S-a învățat de la mama de când eram eu copil mic. Da, ce mai ciudat lucru în viața mea, mi se pare să vorbesc cu un bărbat despre tratamente corporale și despre tărâțe și despre, da, scrapuri. Știu că pare ciudat, dar acum trăim... O femeie acum nu fac, cum să-ți explic eu ție, cum mă ung eu cu uleiul de cocos, când sunt singură, Cum te ungi? Deci tu ești din cadă, da? Da. Udă? Udă, normal. Udă. Udă, este udă. Udă, eu nu suport prosoape. Nu. Deci umblă udă așa prin casă. Deci fiți atunci. După care se duce la ulei de cocos. Mă ung cu ulei de cocos. Da? Cum? Înțelegi? Cum? Uite așa, deci mă dau cu el peste tot, pe față, pe, da, corp, peste tot. Pe unde insiști? Pe unde insiști? Pe coate. Nu pe coate, vroiam. Unde mai insiști așa? Coate, genunchi?
Da, coate genunchi. Coate genunchi. Peste tot, peste tot. Să se hidrateze. Peste tot ăla ne interesa. Exact, așa, ala. Peste tot ăla. Și după aia, când sunt eu așa foarte sexy ca un șarpe, da. Înțelegi? Pun și așa pijama, da. Și pun se și șosete. Pe tine. Și nu mai poți să o tragi, rămâi așa. Pun și șosete și după aia sunt găgică. Vii? În pijama și cu șosete. Păi mai vine ăla, nu mai vine. Și zice, du-te mamă, dacă te-ai dat cu lecția pe pijama pe tine, nu mai vreau. Nu, dar este un sună și tu înainte să te dai cu gunul ăla, să te găsească când te dai așa pe peste tot. Hai. Nu, ca bumbacul. Bumbacul, absorbe. Și rămâne în bărsică, acum trebuie să o speli la a doua zi, nu? O bagi la mașină. Normal. Că rămâne ce... cocosolania de adică rămâne... Adică tu ce vrei acum să insinuezi? Că sunt și nespalata? Vreau să te întreb, să poate nu spălai, știi? Ce facem acum? Tu crezi că nu vorbesc bine românește și nu înțeleg bine? Adică tu crezi că mă poți duce cu vorba așa? Cu preșulețul. Că doar ți-am zis, mică eram, nu eram vorba deșteaptă. Acum m-am deșteptat. Mai adaugă aici, dacă să fie mai lichidă sau așa, da? Mai adaugă puțină apă ar sau trebui, un plap. Că e un pic cam densă, nu? Da, da, da. Pun un pic de apă de aici? Nu, de aici, avem apă. Păi ce, asta e ideea că ai filtru, n-ai filtrul de ăla? N-ai. N-ai filtrul? Era foarte scump, nu mi-a ajuns banii. Tu ai apă cu filtru din ăsta? Asta e de argint? Da, din argintă. Asta e apă de țin vas de argint, că se purifică, da, nu? Da, apă, da. Dar să vedem cum punem din ăsta, că n-are tuțuroi. Nu, pune direct în ăsta. Pun direct? Ia, da. Ia. Mamă, ce tare este. Mai? Deci să știi că mereu se întâmplă așa. Când ce? Trebuie să gătești ceva la televizor, ceva nu-mi iese. Ce nu ți-a ieșit? Are cocoloșe mai mult decât trebuie. Păi nu exact ce trebuie, că mai spargi o cocoloșe de aia în gură, te simți senzație. Ia fiată. Nu. Mai punem apă? Nu mai capăt. E ok? Da. Eu știu ce vreau să pun un pic de apă aici. Mamă, dar ce mișto e vasul ăsta. Asta a primit cadou de la fostul meu gagic, înțelegi? Da? Asta ziceam și Luca Patos, zicele. Prietenele mele primesc ceasuri, cadou, mașini. Uite, tu ai dus, ai venit cu cuptorul, chiar m-a fiert râsul, înțelegi? Frumos? Tu ai venit cu cuptorul, și fostul meu gagic a dat o cană. Mamă, dar vezi că nu era. Vezi că nu era cana asta din argint. Vezi că cred că și-a topit mare lampadar pentru asta. Mai lege beau din argint. Să știi că da. Să nu... Și apa are niște proprietăți. Te... altceva. Te simți puternic, e... E un fel de antibiotic. Nu cred. Nu? Eu vin să-ți furcana. Supa e gata. E gata, nu? Mai trebuie să punem ouțele astea și cartofii. Nu, le punem doar în farfurie, direct. Ah, în farfurie? Ai înțeles, da. Ah, ce tare, mă. Ia uite, ia fii atent. Ia. Bite, ia uite. Ce-ai făcut? Dă-l încoace, că ăsta nu se... Măi, Andrei, asta ai scăpat ouă pe jos. Se spală, pui, bine că era, bine că l-am fiert bine, că ăsta că era... E mijet de ping-pong, era să sară la loc. Noroc că ai povăt. Nu am vrut să dovedesc că e chiar așa. Auzi, cum ai zis tu. Dar l-ai fiert dacă nu era să spargă gresia, e nebună, păi era... O să cum ar trebui să gust, nu treaba asta. Trebuie, da, adică așa ar fi bine să gusti tu prima, ca să știm ce pățim. Vrei să încerc eu? Îți face cu ochiul. Să fiu paharnicul? Îți face cu ochiul. Sincer, da. Sincer, da. Știi că și noi românii facem o ciorbă în stilul ăsta? Da? Ciorbă de lobodă. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai privit la masa ta. Și mă bucur mult că pot să mănânc acasă. Îți garantez și îți dau cuvântul meu de onoare că o să fac acasă cu prima ocazie, fac această ciorbă. Pentru că îmi place foarte mult, îmi place și gustul și îmi place cum arată.